Am încotit de pe drumul principal și ne îndreptăm deja spre Mănăstirea Varzărești, chiar în apropiere. Dar, pur și simplu, ca să ajungi mereu de la ea, trebuie să mergi pe un drum ușor, interesant, mistic. Dacă descoperirea noastră de azi este o cheie sovietică de 17 și de 13. Cineva cred că a pierdut-o, nu e ca niște plițing din Uniunea Sovietică, dar valea sau dealul, cum să ne spunem, are vreo 45 de grade, dacă nu mă greșesc eu așa. Și vă spuneam, suntem în Nisporeni, avem cea mai lungă, cel mai lungi, ca lungime, sketch, cred că și ca număr, din Moldova. Suntem ajuns deja și la dealul Mărzoaia, ca indicator. Deci s-a luat indicatorul ăsta de dealul Mărzoaia, fiindcă de aici se deschide panorama destul de interesantă. Traseul de azi e foarte ușor. Așa, mie unul din cele mai ușoare și mai simple trasee turistice pe care pot să le facă cineva într-o zi. De obicei, câinele pline cu cei de populare le cunoașteți. Am ales și noi o locație așa, o leacă mai departe, la ieșirea din Nisporeni. Și aici, la umbra unui pom. Salutare națiune! Iarăși duminică, zi de odihnă. Și cum stai acasă pe așa o vreme frumoasă. Așa că ne-am gândit să vedem un oraș interesant și împrejurările acestui oraș. Suntem în Nisporeni, 14 mai, și avem de vizitat câteva locații, Varzărești, dealul Mărzoaia și împrejurările de pe lângă orașelul cumva Nisporeni. Cam asta e planul de azi. După cum spuneam și mai devreme, acest traseu e cunoscut, e un traseu cumva oficial, făcut de mult. Noi, pur și simplu, doar îl urmăm. Hai să treacă. Noi, pur și simplu, doar urmăm traseul dat, indicatoarele de traseu, vedem în direcția respectivă corectă, așa că noi trebuie să urcăm dealul. Strada Alexandru cel Bun, mai degrabă idealul Alexandru cel Bun, că a fost tot numai deal până acum. Din centrul orașului până aici noi am mers undeva pe jos și deja până la o stație. De la stația dată este o răscruce și răscrucea asta noi luăm drept drumușorul ăsta. Ieșim deja din Nisporeni și ne îndreptăm spre Varzărești. Ne-am oprit ca de obicei să luăm micul dejun. Da. Acum e ora 10. Am așteptat să ajungem undeva într-un loc mai frumos să luăm micul dejun. Ca de obicei câinele pline cu ceai de-am populare le cunoașteți. Am ales și noi o locație așa, o leacă mai departe, la ieșirea din Nisporeni. Și aici, la umbra unui pom, mai degrabă inuc, așa ne-am oprit și servim dejunul. Noi cu Lena plimbându-ne pe aici aia, tot explorând, când cola, dăm de colibă. What? Și caut coliba asta aici improvizată și cu sperietoare înăuntru. Și mai este și asta. Da. Am încotit de pe drumul principal și ne îndreptăm deja spre Mănăstirea Varzărești, chiar în apropiere. Dar, pur și simplu, ca să ajungi mereu de la ea, că trebuie să mergi pe așa un drum ușor, interesant, mistic. Din ambele părți iarbă, copaci, un pământ nisipos.
dacă așa ne uităm. Opa, se vede. Mergem o leacă mai departe și cred că dăm deodată, cred că și se aude puțin. Dacă dau și mănăstirea. Iată așa un drum. Degeaba văd că drumurile aici sunt cam așa. Chiar la ieșirea din Vărzărești noi avem un cimitir a eroilor români. Așa. Aici este cimitirul eroilor. Aici sunt ostași cu nume, ori soldați fără nume, că nu cred că i-au identificat tot. Intrarea în cimitir și, desigur, fiecare ostaș care au putut să le identifice, l-au identificat, care nu au lăsat cumva fără nume, precum ăsta, erou român necunoscut, astfel de eroi români necunoscuți sunt mulți. Partea dreaptă, partea stângă din ei se mai cunosc. Și aici sunt mai mulți soldați, caporali care îi cunosc numele, care au fost identificați. Cam asta e cimitirul. Noi totuși ieșim din Vărzărești, dar vreau să specific un lucru apreciabil. Este drumul care a fost făcut în Vărzărești, reînnoit. Aici era un drum foarte greu de parcurs, dar cred că noi anul trecut am fost aici. Anul ăsta este un drum foarte bun, amenajat, și în sat, și pe traseul ăsta pe care noi mergem mai departe. Adică avem un drum pur și simplu perfect. Ca comparație față de anul trecut, asta e un lucru apreciabil. Făcând același traseu, tot timpul descoperi ceva nou. Că descoperirea noastră de azi este o cheie sovietică de 17 și de 13. Cineva cred că a pierdut-o, nu e ca tot a păterial. Tot înășul, știi? Și așa nu e, ca o ok de asta în drum prin deghine la casă. Exact. Dar nu despre asta merge vorba, adică totuși drumurile sunt drumuri, el tot timpul o să ne arate ceva nou, să zicem așa. O să descoperi, îți găsești vreun insect, îți găsești un animal undeva care iese sau un fenomen interesant. Așa că este recomandat de a mai repeta aceleași trasee. Așa cum mergea vorba că traseul ăsta este cumva oficializat, noi ne aflăm în punctul cel care ne indică sus, pădurea mănăstirească, intersecție, venim de la Vărzărești și ne îndreptăm la dealul Mărzoaia. Acest traseu și toate indicatoarele au fost, să zicem, autorizate cu ajutorul mai multor oameni care sunt parteneri, care sunt finanțatori, așa că mulțumită lor. Lumea poate cunoaște de traseele date și mergem cu ele. Adică merge direcția cumva corectă. Traseul de azi e foarte ușor. Asta mie unul din cele mai ușoare și mai simple trasee turistice pe care pot să le facă cineva într-o zi. Distanța de la Chișinău până la Nispăreni, Lena, cam cât e aproximativ?
60 de kilometri până în Spărieni. Chiar din centrul orașului am început traseul nostru, chiar lângă monumentul lui Ștefan cel Mare, chiar cred că în inima Nespărienului. Ora 12 la moment, noi mergem într-un pas destul de lin, ne mai oprim, facem pe pas, mai bem încă de apă, n-avem unii ne grăbi, că se termină cumva repede toți kilometrii pe care i-am propus azi să-i facem. Așa că noi suntem atenți la fenomenele naturii care sunt cântatul păsărilor, zumzăitul tuturor insectelor în pădure, apropo, mișună, fel de fel de insecte acum. Așa că viața aici e din plin trăită. Și noi fiind partea ei, doar ca observatori și nu ne implicăm în ce se întâmplă în natură. Despre aceste elemente eu vorbesc tot timpul, că e foarte important să le observăm. Insectele. Suntem ajunși deja și la dealul Mărzoaia, ca indicator. Deși s-a luat indicatorul ăsta de dealul Mărzoaia, fiindcă de aici se deschide o panoramă destul de interesantă. Se vede Nespărieni la o înălțime așa de... Cam e asta vizibilitatea care se... De la dealul Mărzoaia. Traseul nostru urmează deja cotirea spre dreapta, mănăstirea Sfântul Ștefan cel Mare și Crucea. Da, denumire originală. Trebuie marketolog pe acest lor. Iată și mănăstirea în construcție. Da, și atracția turistică de aici este Crucea Mântuirii Neamului Românesc. Întorcându-ne cu fața încoace, iată și Crucea. Drumul nostru, în schimb, merge pe un traseu destul de lung. Poate încă cel mai lung traseu făcut din scări din Moldova. Că astfel, atât număr de scări de multe, și atâta, cred că kilometru o să fie aici, nu de, poate și mai mult, nu mai este altul. Eu nu l-am văzut. După cum și vă spuneam, suntem în Nespărieni, avem cea mai lungă, cel mai lungi, ca lungime, scări, cred că și ca număr, din Moldova. E obositor, fiindcă genunchii dau de știre, e la vale în primul rând și sunt destul de multe, dar avem încotro, mergem, adică că asta e ultimul, undeva ultimii 2 km care trebuie să îi parcurgem până la mașină. Suntem undeva, am mers spre 8 km doar, dar să vă spun 8 km pentru noi asta doar încălzirea. Și nu pot zic că am obosit deloc. Am coborât în sfârșit scările și deja ne îndreptăm. Am vrut să arăt o parte a orașului, cred că e tipic și pentru alte orașe, că centru este centru, dar periferia este periferie. Km, 4 ore jumătate, un regim
mega light. Noi într-un traseu circular, cam e asta tot. Și așa am putut noi să arătăm în drumeții asta de azi. Una din cele mai ușoare drumeții și trasee care cumva le-am făcut până acum. Mersi că ne-ați urmărit, până data viitoare!